Bună seara, stimați colegi! Mă numesc Iulia Natalia Faur, am 17 ani, sunt elev în clasa 11 la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca și candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Național al Elevilor. Fac parte din această structură de peste 2 ani și jumătate, timp în care, pentru 2 mandate, am ocupat funcția de director al Departamentului Mobilitate, Informare, Formare, Conținere, iar în ultimul meu mandat am fost director pe Departamentul PR. Actualmente sunt președinte al Consiliului Județean al Elevilor Cluj și președinte al Consiliului Regional al Elevilor a Zonei de Dezvoltare Economică Nord-Vest. Anul trecut am avut ocazia și bucuria să particip la 6 întâlniri ale Consiliului Național al Elevilor de la Gioagiu, Straja, Deva, Eforie Sud, Sinaia și Bran, dar și la numeroase traininguri de formare, managementul proiectului Leadership. Toată această perioadă de timp m-a ajutat să cresc, să mă dezvolt, să mă formez din toate punctele de vedere, să mă simt acum pregătită să conduc Consiliul Național al Elevilor. Îmi doresc, pas cu pas, să oferim într-un procent cât mai mare reprezentativitatea elevilor din România. Numai atunci vom putea afirma că suntem într-adevăr reprezentanții acestora. Am acumulat o experiență destul de importantă, atât în ceea ce privește scrierea și realizarea proiectelor, cât și în ceea ce privește reprezentativitatea elevilor pe care eu o consider esențială. Colegii noștri mai mari, seniorii, au depus un efort uriaș, au depus multă muncă în mandatul precedent pentru a aduce în acest moment această organizație aici unde este acum. O organizație puternică care știe ce vrea. Iar eu mă simt datoare să ofer continuitate muncii lor și să duc mai departe mesajul acestora. În viziunea mea, împreună, suntem o unitate, însă individual, fiecare Consiliu Județean al Elevilor are personalitate proprie. V-aș putea da exemplu o ciorchine de struguri, care împreună este o unitate perfectă, însă fiecare boabă, fiecare bob de strugure are forma sa unică. La fel suntem și noi. Avem aceleași nevoi, chiar dacă facem parte din regiuni diferite. Eu am încredere că ne vom putea uni forțele, astfel încât mesajul elevilor din România să se facă în sfârșit auzit, să fim luați în seamă și să fim conștienți de faptul că unindu-ne forțele putem muta munții din loc și că suntem într-adevăr puternici. Mai întâi de toate, trebuie să colaborăm, să comunicăm foarte bine, să lucrăm la sudarea grupului, deoarece grupul este nou, astfel încât informația să ajungă în timp util în absolut toate județele țării. Ce aș mai putea să vă spun despre mine? Aș mai vrea să vă spun că am mare, mare încredere în noi, am încredere că această organizație va crește de la an la an, de la generație la generație și că noi suntem cei care trebuie să le facem auzită vocea colegilor noștri, să privim interesele lor și să luptăm pentru drepturile acestora. Dragi colegi, este momentul să ne deschidem aripile, să pornim pe un nou drum, pe un drum frumos, însă plin de obstacole și de responsabilitate. În primul rând, sunt conștientă de faptul că această funcție implică multă, multă responsabilitate. Pentru mine personal este o provocare pe care sunt gata să o accept. În ceea ce privește reprezentativitatea, am participat activ la modificările pe lege făcute la Cluj, parte din ele fiind acceptate.
Ca proiect al Consiliului Național al Elevilor, eu m-am gândit, eu nu vreau să fac promisiuni mărețe, pentru că este foarte greu, până nu ne vom asigura că absolut toate structurile județene funcționează, nu pot afirma că voi implementa proiecte mărețe la nivel național. Trebuie să pornim de jos, trebuie să vedem unde nu funcționează și de ce nu funcționează și să ajutăm să crească. Eu m-am gândit să implementăm în absolut toată țara să implicăm colegii noștri de gimnaziu. Îl avem pe colegul nostru de clasa 8-a printre noi, care, sincer, m-a impresionat. Este un model de elev implicat. Elevii de la gimnaziu sunt foarte implicați, mai ales când aud de funcții. Le place cum sună, reprezentativitate, președinte și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm continuitatea de la generație la generație, să nu ne mai confruntăm cu problemele din trecut. Ca în momentul în care se făcea schimbul de generație, noi eram dezorientați, nu mai știam de unde să recrutăm membrii. În altă ordine de idei, implicând activ în consiliile județene ale elevilor, membrii de gimnaziu, de a 7-a și de a 8-a, cei de a 6-a, eu consider că sunt încă mult prea mici pentru așa ceva, însă a 7-a și a 8-a sunt deja la un nivel la care le place să se implice. Eu cred că continuitatea Consiliului Național al Elevilor nu va mai reprezenta o problemă. Dacă mă considerați capabilă să conduc acest Consiliu Național al Elevilor, eu aștept votul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Cam atât am avut.